Bine ați venit la cea mai horror conversație din 2022. Ați auzit foarte bine, frați și surori. Bine ați venit la un nou episod în care reacționăm la mesaje creepy. Da, fraților, ați auzit foarte bine. După foarte mult timp în care nu am mai postat seria asta, am zis să fac un nou episod să văd dacă mă place și dacă vreți să revină seria. Ei bine, băieți și fete, astăzi vom reacționa la cea mai horror conversație din 2022 și în cazul în care nu mă credeți și spuneți că mamă, e doar o conversație pe care am găsit-o, uitați-vă, fraților, care este primul mesaj. Primul mesaj din această conversație este fix așa, care este dat de către un număr necunoscut. Mai ai doar 7 minute de trăit. Mai exact, you have just under 7 minutes until you die. Adică mai puțin de 7 minute până mori. Da, fraților, așa începe conversația. Urmează să reacționăm la videoclipul ăsta. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal, dacă mai vreți să facem reacții de genul la conversații creepy, și dacă vă place, eu o să continui seria. Eu zic să nu mai pierdem timpul și hai să vedem care e treaba cu această conversație horror. Bun, fraților, let's go. Mamă, deci a început un timer. Mai sunt 6 minute și 45 de secunde. I-a dat mesaj la ăsta. Și ăsta zice: "Where am I? Unde sunt? E un câine sau care-i treaba? How did I get here? Cum am ajuns aici?" Ok. Tic, tic, tic. Bun, deci persoana respectivă, gen o fi că numărul necunoscut, l-a răpit pe ăsta. Că a zis că unde sunt acum și cum am ajuns aici. Cine ești tu, spune. Oh, how do you get out? You can't. Și că dacă te întreb cum poți să ieși de aici, nu poți să ieși. Bro, ce se întâmplă? Oh! Ok, m-am prins, boys. Ok, mi-am prins despre ce-i vorba. Este băgat într-un container de ăla de marfă. Gen, nu știu dacă ați văzut, gen, poate ați văzut în filme, acele nave gigantice care au foarte, foarte multă încărcătură. Ați văzut containerele alea de marfă. În chestia aia e băgat și băiatul ăsta într-un container de ăla de marfă. Acum ne arată schița unui container. Nu poți să ieși de aici, e imposibil. E imposibil să ieși dintr-un de ăsta, ok. Think of this as your own personal coffin. Gândește-te că ăla este sicriul tău personal. Băi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? And me as your undertaker, agent Lowry. Hopa! Deci, boys, hopa! Fiți atenți că ăsta care a fost răpit este un agent de poliție, agent Lowry. Change 3 is my phone stat. Mai sunt 6 minute. What's wrong? Hopa, fiți atenți, boys. Deci băiatul ăsta mai are 6 minute de trăit și a dat instant mesaj la poliție. Bun, deci hai să vedem ce ziceți, boys. O să reușească băiatul ăsta să supraviețuiască sau nu? Gen, povestea se numește No Escape. Ok, FBI agent Lowry. Hai să vedem, what's wrong, întreabă. Deci are 6 minute de trăit. A zis și că să... Someone got me, I don't know who. Și că cineva m-a răpit, nu știu cine, însă urmăriți-mi telefonul. Hai să vedem, ok. Woke up, trap in a room. Sunt într-o cameră, efectiv, na. Uite, arată aici că sunt camere de supraveghere peste tot și nu mai are ce să facă. Mă ocup acum, spune, hai să vedem. Lol. Mamă, arată că vede ce scrie, boys. Mai are 5.91. Îți văd tot telefonul. Agent Chen can help you. You are only one who can save you. Mamă, text change back and tell him you made a mistake. Mamă, boys, deci numărul necunoscut îi spune că agentul, tovarășul tău, agent Cheng, nu te poate ajuta și tu ești singurul care te poate scăpa din chestia asta. Așa că dă-i mesaj acum înapoi. Deci el, boys, nu a dat mesaj la poliție, a dat mesaj la un tovarăș de lui, agent Cheng îl cheamă, și spune că ai făcut o greșeală. Ok. Sau dacă nu faci chestia asta, o să te omor chiar acum. See the water at your feet is your feet and take complete, there is no escape. Deci că, mamă, boys, vedeți că începe să fie apă. Ai ideea că îi bagă apă în chestia aia și în 5 minute o să fie full de apă, gen, și o să moară, o să se nece. Hai să vedem dacă scapă. Scream and bang all your life, no one scream. Deci că degeaba țipi, nu vine nimeni să te ajute. Ești pregătit să te neci, mamă, și de mușuri de-astea. Fishy can't skim away. Ci că sărăcuțul de tine nu poate să înoate niciunde și o să mor exact ca ceilalți. Lol. Mă, fă ceva, nu mă stric de mesaje. Others? Cum adică ca ceilalți? On it. I'm just kidding. Mamă, îi dă mesajul ăsta, zice că glumea. Ia uite ce-ți playing with you. Forget it, see you matches later. Mamă, îi dă mesaj la tovarășul și spune că glumea, că nu știu ce. Ne vedem mai târziu la local. Doar glumeam. Ok, zice agent Lowry, asta nu este prima mea chestie.
Bun, și că mamă, boys, fiți atenți că i-a zis lui ăsta, ci că agent Lori, ne vedem mai târziu la Marsia. Și asta a zis, gen, numărul necunoscut, a zis că nu există nicio Marsia și că încearcă să vorbească codat cu ăla. Mamă, o să-l omoare, nu? He's a crazy man, but even he did catch on. Și că oricum tovarășul tău e foarte, foarte prost, dar chiar dacă și-a dat seama, nu poate să te salveze. Ai fi mort până ar ajunge polițiștii aici. Take and back, tell me you were joking. Dă-i din nou mesaj și spune că glumeai. Who are you? Cine ești? Întreabă ăsta. The 3000 down right of Quantico. Knock, knock. Și că m-ai urmărit. Ah, deci boys, persoana respectivă este un infractor care era urmărit de către agentul ăsta, gen, și acum se răzbună. Knock, knock, bate la ușă. Mamă, ia uite-ți-vă, băi, ce-i dă, băi, băi, face mișto de, mai dă emoji-uri. Ești Nancy James, boys! Căutați pe net Nancy James! Este o criminală în serie, sau un criminal în serie, nu știu exact. Welcome to Nancy James Task Force! Da, mă, e Nancy James, boys! Holy shit! Sorry, I'm getting Nancy last night, so I didn't have too much to drink. Ah, bun, i-a dat mesajul ăsta că și că a băut din greșeală și a zis și că să nu fie beat când vine la muncă. Mamă, fraților, începe totul acum. Fiți atenți, boys. Fiți atenți că e rapid de Nancy James. Un infractor foarte mare. Ia, sorry, I will. Ești o legendă, îi spune. You are a legend. Și tu ești magnific. I know you studied me. Știu că m-ai studiat pe mine și mi-ai studiat și omorurile. Tu, frate, will help you. Crezi că dacă mă faci să mă simt așa, gen, să mă simt bine, o să te las să scapi? You must want something from me. 100% vrei ceva de la mine, spune. Sau aș fi fost mort. Da, ăsta-i polițist, știe, boys, că dacă vrea să te omoare, te omora, gen. Vrea ceva de la tine. Ce vrei de la mine, mai exact, spune. First, I have a match for you to join the task force. Ah, boys! Ah, fiți atenți! Ok! Ok, îmi dau seama ce spune aici. Mamă, ok, fraților, deci fiți atenți și că Nancy James acum, gen criminalul ăsta în serie care a răpit polițiștii, s-a făcut o brigadă specială de poliție ca să-l prindă pe el și a zis, gen, că ăsta este un mesaj pentru toți polițiștii care vor să vină după el și să se bage în brigada aia, că o să-i omoare pe rând, după o să-l omoare copii și toate chestiile astea, ok, și fiicele, efectiv, băieții, absolut tot. Și zic că agent Lori, ai doar o cale să ieși în viață de aici. If you tell me the password... Aaa! Mamă, zic că dacă îmi zici ceva parolă de la baza de date a brigăzii care gen, e pe urmele criminalului, criminalei, o să țină gura. Give me the password, dă-mi parola și îți dau viața. Nu știu parola. I'm new, zic că sunt nou acolo și nu mi-au dat-o până acum. Răspunsul greșit, mai are 2 minute, oprește-te. Stop is the password, stop este parola. Oprește apa, mai are 2 minute 40 de trăit, boys. It's freezing, îi zice că e destul de... cum îi zice, e destul de... e destul de frig pe aici. Când trece de genunchii tăi, încep să te panichezi, spune. When it's at your waist, you realize there's no way out. Și bă, deja când ți-a ajuns așa la shoulder, îți dai seama că nu mai ai ce să faci. Mamă, face ceva, boys. And the shoulder, same thing, what the fuck I'm doing here. Și te gândești ce naiba fac aici. Dă parola aia odată, frățioro. Gândește-te la familia ta. Dă-i parola, nu te juca. Știi că o să le fie dor de tine. Dă-i parola. Doar o simplă parolă îți va schimba viața. Dă-i parola să intre în data de bază de la poliție. Dă-i parola. Ok. Deși că dacă cumva încerc să mă fraiez sau ceva de genul, după o să mă duc după agent Polk, agent Cruz sau agent Cheng, adică după toți colegii lui. Ok, boys. Bă, este o conversație destul de interesantă între un infractor și un polițist. Ok. Hai să vedem. Stop the water, it's at my waist. Și că te rog, oprește apa. Nu pot să-ți dau parola, spune. I can't give you the password. Promit că nu o știu. Bă, boi, ce credeți? O știe sau nu? Și că să știi că deja am mers la alți agenți, la Pyle și la Woodford. Și la fel și ei și-au ținut cuvântul și acum sunt cadavre. Spune-mă. After we simply take someone else.
De după tine o să iau pe altcineva. Sacrificiul tău nu înseamnă nimic, agent Lowry. Pe bune, voi, îți dai parola. 1 minut și 30 de secunde până nu mai poți să respiri. Dai parola, dai parola, man. Dai parola. Te rog eu, dai parola. Nu știu parola. I can't give what I don't know. Nu știu ce îți dau, ce nu știu. Ce ziceți, băi, știe parola sau nu? Tot ce vreau să fac e să mă uit la fișiere. Ce e așa mare chestie? Și că dăm parola și o să pleci de aici. M-ai studiat. Știi că îmi țin cuvântul. I know, știu de ce vrei acces. Da? Tu, deci băi, vrei acces ca să vadă care sunt agenții sub acoperire, gen. Ca să-i omoare. So what if I do their lives more than yours? Și dacă fac chestia asta, viețile lor valorează mai mult decât a ta? Băi, mai sunt 50 de secunde! 50 de secunde, dă-i mă parola! Efectiv, decizia ta este trăiește sau mori. Deoarece apa deja ți-a ajuns la umeri. Dă-i mă parola! 040, dă-i parola! I don't have it, da-o, ai! Mamă, mai 30 secunde, dă-i parola! Dă-i parola! Cică și dacă îi mai scrie odată un mesaj la Gen Cheng despre mine, o să fii sub apă. Ha, mă, dă-i parola! Dă-i parola! Nu se mai... se termină timpul, dă-i parola! Ra! A zis ra! Ra ce? Ra ce? Razorfish! Asta e parola, Razorfish! E sigur? Da, oprește apa. Oprește apa. A oprit-o? Vezi cât de ușor a fost. A oprit apa! A oprit apa, boys. Mamă, a oprit apa! Ok, boys, l-a salvat, dar Razorfish e parola. Vezi ce ușor a fost. A zis și că după ce se usucă, poți să ieși. Să trimiți... cum îi zice? Doar iubiri la FBI. Tu te naiba. Încă o chestie. Ia spune, ultima chestie. Nancy James, the world most diabolical serial killer the FBI has ever faced. Și că Nancy James este cel mai diabolic criminal în serie pe care, cu care a avut de-a face FBI-ul. Doar cei mai buni din lume sunt în The Task Force Team. Când se deschide ușa și te duci afară, doar mergi. There is nothing you can do or say to any of the men out there to save face. Ci că doar mergi când deschizi ușa, nu te uita pe acolo, că nu poți să ajungi pe nimeni. Despre ce vorbești? Cum adică? Mergi în față. Boys! Băi! Nu vine să cred! Nu vine să cred! V-ați așteptat la chestia asta, băi, fraților! Nu era niciun criminal în serie! Era... efectiv FBI-ul. Și a vrut să vadă, gen, a zis că și că Nancy James este cel mai diabolic infractor și că trebuie să-l prindă și are nevoie de oameni loiali. Are nevoie de oameni 100% loiali și ăsta nu a trecut testul. Era doar un test, fraților. Era un test să vadă dacă este loial. Mamă, man! Nu ești Nancy? Nu, e agentul Cheng. E tovarășul lui, bro! Asta a fost ultimul tău test. Ai dat fail și acum te transfer la alte chestii. Băi, deci asta trebuia să fie recrutat în nu știu ce brigadă mișto, însă nu a reușit. Și aici s-a terminat, fraților. Bun, băi și fete, băi, a fost ceva foarte, foarte nașpa. Deci eu nu m-am așteptat să nu fie criminalul respectiv. Scrieți-vă la comentarii dacă v-ați așteptat. Ei bine, băi și fete, asta a fost cea mai horror conversație din 2022. Eu am fost Marusiancu, v-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!